zice în engleză light, mâncare light ca să... Depurativă și strânge aici. Și Cătina? Auzi, am văzut că mâncare depurativă șofronel. Păi da, ăla e plin de ulei, ăla e depurativ. Șofron indianul care să la urez la galea. Probabil ne ajută. Aștept să continuăm. Să eu ia, ce vă uitați? La ce vă uitați dumneavoastră când examinați în porumbel? Să ne spuneți cu nouă ce vă întrebați. Prima dată echilibru. Cum l-a dat în mână, asta îmi place, echilibrat. Când spuneți echilibrat, la ce vă referiți? Să stea în palmă ca lumea. Da, ok, am zis. Să stea în palmă ca lumea. Să așezi ca o bătut să poate. Să așezi ca o bătut să poate. După aceea, fibra musculară. Îmi place mai puțin, deși e mai bine făcută la mână ca aia. Fibra musculară mai bună la ca la asta. Asta eu nu o văd zburătoare de distanță. Poate greșeală. E mai tare fibra musculară. Asta înseamnă că rezistența este mai mică. Aici, la cotorul, la braț, are nevoie la distanță mai bună ca aia. Ce vă place acolo? Vreau să mai scurt sau mai lung? Scurt și gros. Mușchi. Între, fiecare preferă. Da. Mușchi pe el. Scurt și gros. Pentru corpul ei, grăsimea, aici. La putită. La putită. Scurt și bun. Deci nu mă interesează cât putare să fie cât mai mare, cât mai... Nu, aferentă mărimii. Ah, ok. Ar fi atunci să spun eu gaza care este un punct de vorbiță să aibă atâta. Ce-a făcut? Când o încurcă. A pus. Da, am înțeles. Cum ar fi o barcă mică cu o vâzlă mare. Exact. Aici nu pot să-mi dau seama la ventilație. Dar totuși, ce vă interesează dumneavoastră, când vă uitați? Ce vă urmăriți la ventilație? Ultimele trei pene, când le deschizi așa, să rămână loc între ele, ca atunci când porumbițul ridică aripa în sus, să treacă ușor, fără informare. Altfel, 1000 ori, de 100.000 de ori, obosești. Aveți dreptate, e logic. Dacă îi treci aerul până ea, nu obosești. Am înțeles. Dar ce loc e asta de ales? Asta nu e. A fost o iarlingă, am trimis la Perpignan și Perpignan. Mie îmi place. Dar și cealaltă problemă cu răpitoarele. Am înșpreiat-o și pe asta, am făcut-o gri. Vis-a-vis de usatură. Ce vă plăcut? Nu, spray-ul. Atrage uliu sau externul? Păi nu. Spray negru, ca să nu se mai vadă. Să nu mai iasă ca un flash alb. Nu spray și tot. Asta la stern e foarte bun. Când e foame. Și la fost. Spray de tot. Păi da. Ia să vezi tu, foca este în prelungirea sternului da, și închisă. Da, mă rog, de care zice. Una e când îl vezi. Da, nu există niciun fel de spațiu. Știi cum zic? Foarte da. 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 Asta oricum, asta nu vine el și așa după canal, direct. Este ieșit. Dacă nu-mi place ceva, este faptul că... Nu să le fugi ce... E un pic rigid. S-ar putea să nu reniște prea mult la zboarele mele. Nici brațul nu treabă în spatele brațului. E mică, a, da, cum ar fi are corpul mic, nu trebuie corect. Să... Totul trebuie gândit în funcție de ce masă care. Să aștept să apară ăsta, așa ce masă care, că dacă urcară o femeie mică și ușoară, nu-i trebuie o tonă de carne. Și am văzut un profesor. Eu am văzut. Da? Nu. Am văzut. Ăsta-i? Nu, asta e eu. Arbitrajul, știu, dar... Da, am venit de la Perpignan. Da, cum e? Cum se pare? Îți place? Asta la Olimpiadă, campion olimpic la standard, da. Ce trebuie pentru noi? Olimpiadă standard, eu ziguram până la Suceava. 30 km. Nu mai găsiți în ziua de astăzi așa ceva. No. Am văzut din uitat, dar... Știi că ei nu zboară nici până la... Asta e alt yearling venit de la Perpignan. Câți plăteți la Perpignan? 1020 sau 1013, ceva de genul. Că au schimbat, au schimbat. Vrei să mă asculti pe mine? Nu mai zbura aici, la 1000 de km. Ai termin și nu o să faci niciodată. Îi termin de mici. Datorită problemelor cu vecinii, nu o contează. Încerc să mă reinăr. Nu ți-o mărâi porumbeii, pentru că o să spui că nu spun porumbeii. Metoda ta nu-i bună. Aveți dreptate, nu, că știu. Metoda ta nu-i bună. Concursul este greu. Foarte. Distanța este mare și tu îi topești, iar la anul 70% din ei înțeleg că sunteți contra
categorii mari sau tineri. Da, se sting. Păi total. Da. Nu așa contra, total. Total, nu. Adică nu, mai ales pe partea de nord a țării unde se face maraton pui. Nu mângâi, ca să acolo ce mai aveți de spus? Nu mă interesează. Deci aia e o prostie, eu cred. Ține cum ce spun eu. Nu o luați ca la urmă. Sunt singurul conducător de România care sunt campion la toate categoriile. O singură categorie n-am avut în viața mea. Pui. Nici nu mă interesează. Pentru că probabil nu va da. Nu mă interesează. Pentru că Mr. Cosmin Olteanu m-a chemat pe mine la el acum 20 de ani, 3 zile pe săptămână, la Urlaț, să arbitrăm porumbei. La expoziție, la Cluj, cu prima sută de porumbei pe pagină, erau numai puii lui Cosmin Olteanu. Jos pălăria. Am următor, n-a rămas în jos. Și atunci, de ce întrebi mie așa ceva? Porumbei de distanță lungă sau și... Și, și. Porumbei forjați. Și, da. Și, că nu i-a avea pe călării. Era la început, făcuse un columodrom, a dat premiile la câștigător și după aceea i-a băgat Ceavasa. Fără să știe că ăla se viteză, că ăla e de maraton. S-a ales casă. Așa e. Și ăsta îmi place la Usa acolo. Deci porumbei nu străi. E la... Da, 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 da. Îi zboară prea de mici. Unii iart, unii... Nu, nu, tot acolo. Că ce nu se pierde, anul se pierde la anul. Deci la sfârșit tot. Da, și se duc așa și... Pentru că porumbei la mână sunt buni. Usatura bună. Usatura bună. Echilibrați. Deci dacă tu ai fi mai îngăduitor cu ei, din anul 3 să zbori, semn-visem, să schimbă ceva. Ăla pe plumbaj. Nu mă avea răbdare de nimic, asta e problema, ceva zis eu dumneavoastră. E foamea asta, e foamea asta, de 2 ani am pierdut porumbei. Aia trebuie să dispară, mă, foamea. Acum mă faci să dispară. Dacă vrei să rămâi în viață, renunță la greșelile, în fiecare an așa-și greșelile, în fiecare an. Eu m-am dus până la 280 cu cuia legii. Stop! Atât! Stop! Și anul ăsta a jucat 12 bătrâni și am 11 bătrâni. 2-3 ani de zile îi bați la maraton. Îi bați? Am băgat. Că ești mai grijuliu. Neanicule, am băgat 10. Am băgat 10. Nu, așa va fi, spun eu. Neanicule, am băgat 10 și am avut 7 acasă în tipul respectiv și la 3 au venit când am plecat eu la club. Și au zis să-și ia foarte bine. Ai pe lumea acasă? Pe mine m-a încântat. Am avut în 2021, am avut un iarnic, nu? A venit și la Trusou, 80 de kilometri, a fost 12 federații, da? 12 federații. A venit iarnic, neagră. Da. A venit cu 12 federații, extraordinar. Național. Anul ăsta iar am pierdut 5 iarnici foarte buni. Trebuie menționat că Torso și Lericul sunt mâncători de porumbei. Da, da. Dacă vântul bate, exact în capul. Dacă vă cunoașteți zona, deci eu anul ăsta am locul 2 maraton extrem, palmares 3 ani. Știi din ce an e femeia? 2019. Da. Femeia de la Tartu, de anul ăsta, din 2019. Da, da. Al treilea din 2019. Da. Deci eu nu mănânc rahat degeaba. În aricule crescătorului noastre sunt 4 pe 2. Avem 10 zburături, 2 pe 2 mați. Ocupați-vă câte voi, prieteni. Nu merge. Că vă va fi mai ușor. Nu merge, că e să te încați. Nu merge. Dacă nu se împerechează... Idei diferite, nu merge. Dacă nu se împerechează câte doi prieteni, o să joace toată viața așa și nu fac nimic. Exact. Nicolo, eu sunt de măsură, mai bine am 10 bătrâni. Da, Nicolo, e un pic de divergență aici, că noi n-am putut să ne perechiem să facem niște antrenamente împreună, trebuie să fie și realizat de adevăr. Bune ideile, dar... Deci nici acolo am ajuns la o concluzie, un pic trebuie să lucrăm la eu spun un adevăr. Vrei să mai dați un adevăr? Voi vă ascultați un pic. O să notați în ape tulburi mulți ani. Nu ascultăm. Aici, rămânem la... Da, rămâneți tot acolo, în fiecare an, rămâne unul. Al doilea să pierde și ăla. Trebuie să te grupezi, să te ajuți un pic, că să te străini, să te străini aici. Nu am reușit să ne grupăm, că la grea, nu e? Dar la un antrenament n-am reușit să ne grupăm toți. Asta, la un antrenament, da. Mi-a venit târziu de la Barcelona, la noua zi, și mi-a făcut și Perpignan. Dar a șaptea pană a avut-o și o are și acum problemă, după ce s-a schimbat. E mult mai lată și crescută. Nu i-a crescut un an de zile și a venit de la Tartu, la Internațional. Sunt două motive. Ori atunci, cu 2 ani în urmă, a avut o stare de sănătate ceva
și a rămas așa și nu se va face niciodată, dar acum așa rămâne toată viața ei. Dar e foarte ambițios. Nu se trece. Păi da, eu am să spun, tu ai de la Barcelona și te-a venit a șaptea zi. A nouă. Crezi că eu n-am? A nouă, mă. Și a zece, și a unșpea. Dacă aș miți dacă spun că n-am. Dan, Belgia, Olanda, Germania, au. Nu au și ei? Au! În ianuarie. Păi femeala e bună și... Era a cincea, a șasea oară când îi scoteam ciotul ăla. Aici, expresivă, dar nu se poate. Ce pui din ea sunt? Este expresivă, dar nu se poate. Prima dată, mie, în crescătorie, când mă duc la cineva, vreau să nu sperim. Lasă-i așa, să-i văd așa, pe picioare. Toți isteții te înțeapă. Toți isteții te înțeapă. O să mări. Exact. Scoate-i. Da. Scoate-i. Consum oxigenul. Are o alură diferită în volieră. Ea se vede că a avut parte de concursul grele și aici are probleme. Și aici a avut probleme și astea să știi că dacă o mai ții 100 de ani, tot devine rău. Nu se mai nimeni. Dar asta nu înseamnă că nu poți să scoți pâine. Da, am niște pui foarte bune. Și îi cunosc, dintr-o sută îi cunosc. Ăla e de n-aia. Deci fără să mă uit pe aia. Mie îmi plac porumbei tăi. Mai puțin la calitatea pe nașa. Acum intervine și crescătorul oarecare o să fie. Păi nu mai e. Da, n-are. Calitatea pe nașa ești puțin deficitat. La osatură bună, la osatură bună. Echilibrați, expresivi. Cred că le lipsește cătină. Nu, dar multe se... Auzi, timp, ce are timp. Cătină? Dar pe timpul iernii, și? Menenicul acum? Face... E așa după tort? Greu încolțit. În primăvară arată mai bine, că în decembrie termin lucrările. Da, mă, eu vă înțeleg. Venim și în ianuarie. Voi ați venit veniți? Aici v-aș în Anglia. Voi ați venit în Anglia să munciți, nu să vă distrați. Da. Deci, eu primesc porumbe.